În cadrul comandamentului pe investiții de marți 19 aprilie, constructorii spanioli au anunțat că au mai fost aduși niște muncitori care să intervină pe partea de construcții civile. În același timp, conducerea CET a declarat că, în urma unei ședințe, s-a stabilit că, în orice caz, forța de muncă trebuie mărită astfel încât lucrările să fie duse la bun sfârșit. Singurul lucru care l-au constatat după vizita în teren a fost să-și mărească numărul de echipe ca să recuperăm, pentru că acel grafic pe care dumneavoastră l-au propus ca până la 30 iunie să terminăm lucrările și după aceea să începem testele și probele la toate instalațiile pe circuitul apic și pe circuitul namolului, să poată să se materializeze. Acum, cum ați spus și dumneavoastră, mai sunt 3 zile, după aceea noi, așa le-am spus, după sărbătorile de Paști, să vină cu toate echipele pe care le-au propus și să reluăm în forță toate lucrurile. Într-adevăr, se lucrează la toate obiectivele, dar ne-au încredințat că vine și directorul tehnic Javier după sărbători și va sta aici permanent ca să coordoneze lucrurile. Același lucru a fost solicitat și de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. Sperăm și la stația tratare Purare să întâmple același lucru. Sigur, este această perioadă premergătoare sărbătorilor pascale și spaniole, sărbătoresc Paștele, fiind cei catolici au Paștele odată cu noi. Sperăm ca după data de săptămâna viitoare, după 1 mai, să intre cu toate forțele, în așa fel încât să ne înscriem în grafic cu lucrările pe care le avem la stația de tratare Epurare. Tratarea Epurare este componenta din proiectul ISPA care înregistrează cele mai mari întârzieri, iar constructorii nu mai au foarte mult timp la dispoziție pentru a termina lucrările, pentru că termenul final al proiectului este 30 iulie.